Salutare! Vreau să vă arăt ce filtru se află în rezervorul la drujba chinezească stoc. Uite, o porcărie de asta se află. L-am scos, ca să vedeți și voi ce mizerie de filtru. Și cum să tragă ăsta toată benzina, vedeți și voi până la ce nivel poate trage. Și plus că... Ia uitați! Pe lângă capacul ăsta el trage aer. Gaura e tu mai în mijloc, păi de cum să mai ajungă debitul de benzină, nivelul ca să tragă toată benzina din rezervoar. E o mizerie de filtru. Bun la nimic. Înlocuiți-l măcar cu unul tot chinezesc, dar tipul ăsta. Așa. Sau dacă nu, ceva tip cu zvarna, dar nu prea se potrivesc astea. Că trebuie gaură mai mare un pic. Dar măcar cu unul cu pâzlă chinezesc înlocuiți-l, că e durere mare. N-are cum să facă treabă filtrul ăla, pur și simplu n-are cum. Eu l-am schimbat, i-am schimbat și supapa de aerisire la drujbă. Nu i-am mai dat tot rezervorul jos, am făcut o șmecherie, am desfăcut astea, ăla după partea asta, ăla după partea elaltă, ăsta de aici, dinăuntru, ăsta de aici și ăsta de aici. Și am apăsat în jos rezervorul, cât să am acces la supapă de aerisire și am băgat mâna, am scos-o, m-am chinuit puțin să o scot după acolo și am băgat-o pe cea nouă și cu asta basta n-am mai dat jos tot rezervorul, că mi se pare o porcărie cum au pus ăștia supapa aia acolo, încât să dai tot rezervorul jos, să separi rezervorul de carter ca să-l scoți. Dar eu am fost mai șmecher, n-am mai separat rezervorul de carter, am desfăcut doar suporții elastici, cum am zis. Ăștia, cei doi de sus de pe lateral, doi de aici, din spatele capacului de la demaror și ăsta de aici. Și l-am tras în jos, n-am dat nici accelerația jos măcar, nimic. Da, asta am vrut să vă spun cu ocazia asta. Asta e mizeria de supapă chinezească de la rezervor. Ce rol are ea? Să lase aerul doar să intre, dar nu să-și iasă. Deci dacă suflați în ea și puteți sufla în ea, este stricat. Eu suflu în ea. Să-și aude. Hai să vă arăt și ce are în mizeria asta de supapă. I-am desfăcut căpăcelul și are o gumă. Ia să o scot și pe asta numai puțin. Uitați, asta are în supapa de drujbă chinezească. Asta, dacă mă uit așa la ea, se vede până în ea, adică nu închide. Ea trebuie să nu lase aerul să iasă, doar să intre. Intră, când aerul intră, ea se face așa, se deschide și când aerul vrea să iasă, ar trebui să se închidă, așa, etanș, dar asta numai nu se închide. Și mai încurgea și benzină pe lângă ea, nu numai aer. Ieșea și benzină. Da, cam asta e treaba. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!